Meteorologii anunță că până la jumătatea lunii martie în toate regiunile țării temperaturile vor fi peste mediile normale ale perioadei. De asemenea, nu vor fi precipitații însemnate cantitativ în următoarele săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie anunță că până pe 21 februarie valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile extracarpatice, dar și local excedentar în nordul și nord-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Și în săptămâna 21-28 februarie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. La nivelul întregii țări, cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării. Săptămâna 28 februarie, 7 martie, va aduce o temperatură medie a aerului cu valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile și regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar la nivelul întregii țări. În săptămâna 7-14 martie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru respectiva săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate în nord-est. Cantitățile de precipitații vor avea din nou o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.